Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Muscel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Moment istoric la Câmpul Lung. Cei mai mulți bani guvernamentali de 30 de ani încoace au fost obținuți la intervenția primarului Elena Lasconi. A fost inaugurat sediul noului centru de dializă din Câmpul Lung. Este unul dintre cele mai moderne centre din țară. CSM Mioveni vizează victoria pentru a rămâne în cărțile play-off-ului. Drumurile făcute de primarul Elena Lasconi la București au fost încununate de succes. Câmpul Lungul a reușit să obțină cele mai mari sume de bani de la guvern din istoria post-decembristă, și anume 12 milioane de lei din totalul de 380. Mai mult, proiectul Câmpul Lung Capitala Scrisului Românesc are parte de o alocare bugetară nemai întâlnită ca valoare. O anexă inclusă în legea bugetului pe 2021 așează Câmpul Lungul printre marile orașe în privința alocărilor bugetare. Este vorba de lista cu sumele defalcate din TVA acordate pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru finanțarea unor proiecte de investiții și pentru alte cheltuieli. Mai mult, municipiul Muscelean este singura localitate din Argeș beneficiară a banilor de la guvern. În orașul lui Negru Vodă vor ajunge 12 milioane de lei din totalul de 380 de milioane. Pentru reabilitarea bulevardului Pardon sunt alocate 7 milioane de lei, iar alte 3 milioane vor fi utilizate pentru reabilitarea străzii Drăcești din cartierul Mărcuș. 2 milioane sunt destinate asigurării finanțării evenimentului cultural Câmpul Lung Capitala Scrisului Românesc. Foarte greu a fost să-i obținem și în mare parte, deci a trebuit să mă gândesc foarte bine să transmit care sunt proiectele pentru care lupt și era vorba de loc bani sau mult mai puțini. Și m-am luptat foarte mult pentru a obține cei 12 milioane de lei și în această luptă să știți că nu am fost singură și e meritul și lui Dan Barna, care s-a, nu vreți să știți câte discuții, negocieri, și a lui Ionuț Moșteanu, care m-a sprijinit din tot sufletul. Ca să faceți o comparație, noi am primit 12 milioane în condițiile în care nu s-a mai întâmplat așa ceva în Câmpul Lung, iar Timișoara a primit 28 de milioane și faceți o comparație între Timișoara și Câmpul Lung. Ideea este că m-am bucurat foarte mult. Din banii ăștia avem alocați 7 milioane pentru bulevardul Pardon, 3 milioane și ceva, erau vorba de 5 pentru strada Drăcești, dar am zis să facem bucata de stradă pe care putem să schimbăm și conducta de apă, pentru că este sită în momentul de față și asta nu a fost prevăzută în proiectul inițial. Și de asemenea 2 milioane de lei pentru proiectul Câmp Lung, Capitala Scrisului Românesc, care nu este o fiță, este o chestiune foarte serioasă și poate că ar trebui să ne amintim că gândim, scriem, iubim în limba română și cred că ar trebui să marcăm acest eveniment. Deci sunt foarte mândră pentru că știu că e în foarte mare măsură meritul meu, dar și al colegilor mei din USR Plus, care au negociat la sânge și care m-au susținut foarte mult atunci când au fost discuții aprinse în guvern. Manifestările dedicate aniversării a 500 de ani de la redactarea scrisorii lui Neacșu, cel mai vechi document în limba română păstrat până în prezent, au astfel parte de o alocare bugetară nemai întâlnită ca valoare. Câmpul Lungul beneficiază de unul dintre cele mai moderne centre de dializă din țară. Acesta are întreaga dotare pentru astfel de intervenții și un ambient specific pentru ca pacientul să nu suporte traume psihice sau de altă natură. Noul centru de dializă de la Câmpul Lung este unul dintre cele mai moderne din țară, dotat cu aparatură de ultimă generație. Cu săli de dializă spațioase în care pacientul poate citi ziarul sau privi la televizor, cu încăperi prietenoase și oameni deschiși, centrul de la Câmpul Lung încearcă să îndulcească suferințele celor bolnavi. Joi, 4 martie, acesta a fost inaugurat în prezența primarului municipiului Câmpul Lung, Elena Lasconi, a consilierului pe probleme de sănătate, Andrei Aron, și a directorului general de la Casa de Asigurări de Sănătate, Cristian Mitrofan. Invitații au făcut un tur al centrului de dializă și au fost impresionați de ceea ce au văzut. Am reușit să
ne relocăm într-o locație care sperăm că v-a plăcut și vrem să adresăm mulțumiri, în primul rând, tuturor autorităților locale, pentru că ne-au sprijinit în această perioadă dificilă, după cum bine știm, pentru a obține toate autorizațiile necesare în așa fel încât să, în timp util, evident, în așa fel încât să putem să ne continuăm activitatea în acest centru. Din punctul nostru de vedere, ideea relocării a venit tocmai pentru că ne-am dorit să oferim ultimele standarde de calitate atât din punct de vedere a condițiilor de tratament, cât și din punct de vedere, hai să zicem așa, al noului look and feel pe care vedeți că l-are acest centru. Noi avem o capacitate de 140 de locuri de tratament în acest moment. Aproximativ 30 de colegi lucrează pentru a trata pacienții din Câmpul Lung și din zonele adiacente. Și foarte important este că oferim, pe lângă tratament, tot ce înseamnă celelalte servicii anexe, și anume suport psihologic, suport nutrițional. Deci, dacă vreți, este pentru noi un semn de bucurie, de mândrie că suntem aici. Primarul Elena Lasconi a promis sprijin pentru toți investitorii care vin să facă lucruri deosebite în municipiul Câmpul Lung. Atâta timp cât este vorba despre creșterea calității vieții și despre sănătate, știți foarte bine că nimic nu e mai important decât sănătatea și eu nu pot decât să mă bucur pentru că câmpulungenii care au nevoie de dializă pot să beneficieze de astfel de condiții care sunt exact ca în Occident. Eu am umblat în foarte multe spitale și din străinătate și cam așa stau lucrurile. Sunt sigură că anul acesta o să avem și o policlinică care să se compare cu această clinică privată, dacă nu, de ce să nu fie chiar la fel. Și visul nostru, și al meu și al lui Andrei, este, și al lui Mădălin, este să avem pe viitor un spital nou. Eu îmi doresc să construim un alt spital, pentru că e destul de dificil să aduci la standardele internaționale spitalul pe care îl avem acum, pentru că din punct de vedere structural și arhitectural nu este posibil. Adică nu e posibil să ai în fiecare salon, de exemplu, o toaletă, ci în cel mai fericit caz, o toaletă la două saloane, nu? În momentul de față e la capătul culoarului. Am vrea să fie apă caldă tot timpul, să nu mai fie problema asta, să nu avem probleme cu oxigen, cu condițiile de igienă, cu lipsă materiale și așa mai departe. Deci, eu zic că suntem pe drumul cel bun și încurajez pe toți cei care vor să vină la Câmpul Lung cu orice tip de servicii care să îmbunătățească calitatea vieții oamenilor, să o facă, pentru că la mine e deschidere totală. Directorul Casei de Asigurări de Sănătate, Cristian Mitrofan, își dorește ca astfel de centre să fie realizate în toate orașele din Argeș. În primul rând, noi suntem cei mai bucuroși, cred, pentru că partenerii noștri care prestează servicii medicale ridică standarde. Când standardele medicale sunt ridicate, cei care beneficiază sunt asigurații medicale, deci cei care, pe care noi îi reprezentăm. Când actul medical este în creștere, bucuria este de partea noastră. Susținem foarte mult mediul privat pentru că, din păcate, am auzit și pe doamna primar, are dreptate, parcă în sistemul bugetar sunt mari lacune, iar sistemul privat se dezvoltă, iar noi încurajăm pe toată lumea pentru că interesul nostru, încă o dată reiterez, sunt asigurații medicale. Noi vom susține, Fresen nu se mai pune problema, are o relație foarte de mult timp cu noi, foarte bună. Chiar m-am interesat, eu sunt de un an de zile și am luat toate documentele și am văzut că sunt unii dintre cei mai serioși parteneri ai noștri. Iar referințele sunt de elită, ceea ce mă face să fiu fericit, am venit cu mare drag, e și o zonă pe care o iubesc foarte mult, Câmpul Mușel și zona Mușelului, și dacă se poate să facă în tot județul, eu țin cu zona mea și cu asistații mei și vă rog frumos să investiți, vă vom sprijini în toate zonele în interesul asistenților medicali. Vreau să dăm exemplu acest centru peste tot și să demonstrăm că se poate. Centrul de dializă de la Câmpul Lung deservește o arie destul de extinsă. Aici vin pentru dialize nu numai pacienți din Câmpul Lung, dar și cei din întreaga zonă de Mușcel.
Până pe 12 martie, la cabana Capra de pe Transfăgărășan, la altitudinea de 1700 de metri, se desfășoară stagiul național de formare al unităților canine de intervenție la avalanșă. Județul Argeș are 2 conductori cu 3 câini brevetați pentru acest gen de salvare. În România funcționează 17 unități canine de avalanșă în 12 județe. În perioada 3-12 martie, la cabana Capra, pe Transfăgărășan, la o altitudine de 1700 de metri, se va desfășura stagiul național de formare al unităților canine de intervenție la avalanșă, forma de specializare în meseria de salvator montan. Stagiul este organizat de către Asociația Națională a Salvatorilor Montani din România, împreună cu Consiliul Județean, prin intermediul Salva Montargeș, sub egida Departamentului pentru Situații de Urgență. Pe parcursul a 10 zile, unitatea canină trebuie să progreseze în așa fel încât, la examenul final, să dovedească că este capabil accesul oriunde în zona montană să execute misiunea de salvare prin găsirea minimum 2 victime umane îngropate în zăpadă pe o suprafață de 2 hectare, după care să arate că se poate retrage în siguranță. Probele de acces includ schiul de tură, rapelul pe stâncă sau gheață, precum și alte situații care pot fi întâlnite în timpul unei acțiuni de salvare. Unitățile canine candidate sunt cele care au trecut evaluarea cu caracter obligatoriu și eliminatoriu în perioada 19-21 februarie la cota 2000 Transfăgărășan. În perioada 3-12 martie, la cabana Capra, pe Transfăgărășan, pe ceea ce este vara Transfăgărășan, se va desfășura stagiul național de formare al unităților canine pentru avalanșă. Vom avea unități candidate din mai multe județe, inclusiv pentru rebrevetare, iar pentru că rebrevetarea, reconfirmarea brevetului este obligatorie anual, iar la finalul stagiului sperăm ca totul să meargă bine și va merge bine, eu așa zic, pentru că ne știm colegii și umani și canini. Vom fi la nivel național 19 echipaje, 19 unități canine răspândite în 12 județe cu relief montan. În timpul deplasării către poligon și la întoarcere, unitățile candidate trebuie să demonstreze faptul că știu să meargă câinile între schiuri, zăpaturul montan pe schiuri și în sus și în jos. Vom avea și probe de rapel, iar partea de lucru propriu-zisă constă în găsirea a 2 victime îngropate în zăpadă pe o suprafață undeva spre 2 hectare. Deci, câinele tânăr, la asta mă refer, cei care urmează să obțină brevetul, asta vor trebui să facă la final, iar ceilalți, unitățile operaționale, în asta constă examenul, adică trebuie să găsească 2 victime îngropate pe o suprafață de 2 hectare. La stagiul final vor participa echipaje din Alba, Suceava, Gorj și Argeș. În ultimele 5 zile ale stagiului vor fi prezente toate unitățile canine de avalanșă brevetate până acum în țara noastră, pentru reconfirmarea anuală. Această reconfirmare a brevetului este obligatorie pentru menținerea statutului operațional al unității canine. Într-una din zilele stagiului, unitățile canine vor beneficia de un antrenament aero pentru inserția, extracția cu troliu de la locul avalanșei cu un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. 14 pictori mușceleni, membri ai Cenaclului de Arte Plastice Ide Negulici, și-au expus lucrările pe simezele holului Big and Small din municipiul Câmpul Lung. Evenimentul face parte din salonul de primăvară și cuprinde lucrări care simbolizează sosirea primăverii și marchează sărbătoarea Zilei Femeii. Pe simezele holului centrului comercial Big and Small din municipiul Câmpul Lung au fost expuse o serie de picturi realizate de membrii Cenaclului de Arte Plastice Ide Negulici. Lucrările au avut ca temă sosirea primăverii și ziua femeii. Primăvara e un anotimp, unul dintre cele 4 anotimpuri, dar foarte frumos și care se calează într-un fel cu sufletele noastre și în principal ale doamnelor, pentru că primăvara sigur începe cu luna martie, dar ea se confunde într-un fel cu ființele feminine de lângă noi, ca să zic așa, cu
consoartele noastre, cu doamnele, cu domnișoarele, cu tot ce înseamnă feminism în ansamblu. N-aș vrea să spun decât câteva cuvinte, pentru că subiectul ăsta al primăverii, cel puțin din punct de vedere al artei plastice, este foarte vast și câteva ipostaze, înțeleg 40 de tablouri aici trebuie să mergem, sunt poate puține, poate suficient de mult să vă faceți o idee asupra stilului membrilor Cenacului Negulici și în urma a sentimentelor pe care artiștii noștri plastici îl transferă către dumneavoastră, către privitor. 14 pictori mușceleni au adus un dar vizual celor prezenți la vernisarea expoziției. Având ca temă simboluri cromatice de primăvară, artiștii au expus flori, peisaje și portrete. Eu mă bucur că particip la această expoziție. Este un moment foarte frumos cu venirea primăverii, ziua femeii. Și asta înseamnă speranță, bucurie. Dedic cu mare drag lucrările mele și cred că și colegii mei, doamnelor și domnișoarelor. Și, în primul rând, ne doresc sănătate. Ca totul să iasă bine și cei prezenți să se bucure pe deplin de frumusețea primăverii, Mariana Filipescu a interpretat o piesă care a încântat auzul atât celor prezenți la eveniment, cât și celor care se aflau în trecere. Dumnezeu a agregat femeia ca pe o substanță care a generat frumusețe, inteligență, simț artistic, sensibilitate, putere, simțul responsabilității și munca. Dacă nu vorbim noi despre noi, atunci cine? Mulțumim și bărbaților care ne-au elogiat în această zi. Această expoziție a fost făcută pentru luna noastră. Este în omagiul femeii care, femeii bunice, femeii mamă, femeii soră, femeii prietene. Marie, Marie, ia să-mi spui tu mie, Maria Chirtoacă și Livia Oprescu au recitat câteva poezii din creațiile proprii. Mama, cea mai dulce floare, mama, cel mai dulce cânt, mama, ultima suflare a iubirii pe pământ. Doar iubirea mamei are zeul său nemuritor, când din lumea lui răsare, nu ne mai oprim din dor. Uneori, acolo în zare, unde norii umblă în vânt, văd o mamă iubitoare și de dorul mamei cânt. Următorul eveniment cultural se va desfășura la sfârșitul acestei luni la Galeria Arta, acolo unde oamenii de cultură și prietenii pictorului Gheorghe Paulian îi vor aduce un pios omagiu. Accident feroviar petrecut în localitatea Bascov. O tânără șoferiță cu permis de doar un an a intrat pur și simplu cu mașina într-un tren, la o trecere de cale ferată. Nu a fost rănită, dar a trăit cele mai mari momente de panică din viața ei. Mecanicul trenului Săgeata Albastră, care face legătura între Pitești și Curtea de Argeș, a sunat la 112 și a anunțat un accident feroviar care a avut loc lângă Pitești, în comuna Bascov, la o trecere la nivel cu calea ferată semnalizată prin crucea Sfântului Andrei. Un echipaj al poliției rutiere și transporturi feroviare, un echipaj al pompierilor și un echipaj cu o ambulanță Smurd au ajuns la locul evenimentului. Tânăra care a produs accidentul are 22 de ani și locuiește în apropiere. Deși cunoaște foarte bine zona și știe că acolo au fost multe accidente soldate cu morți, nu a redus viteza și a intrat în laterala trenului.
Acesta nu avea viteză, dovadă că a putut opri imediat, dar chiar și așa a cărat-o câțiva metri. Hai te lovit, aici, pot de pară, aici. A luat cineva, nu eu. Copii nu știe, nu știu părat. V-ați speriat? Da, răpit pe speriat. În urma evenimentului, autoturismul a fost avariat, iar tânăra a suferit un atac de panică. Atât ea, cât și mecanicul trenului au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind zero. Zero, da? Prietenii fetei au ajuns într-un suflet la calea ferată când au auzit ce s-a întâmplat. Șoferița e însă fericită că a scăpat doar cu atât. Ea a fost amendată cu 1305 lei și a fost reținut permisul pentru 30 de zile. După o oră de la acest incident, trenul în care se aflau aproximativ 10 persoane și-a continuat drumul spre gara regală de la Curtea de Argeș. Incident neobișnuit petrecut într-un cimitir din orașul Ștefănești. Un bărbat de 60 de ani din localitate s-a dus în cimitir unde amenința că își va da foc. Toate acestea pentru că s-a săturat de slujbe și înmormântări lângă casa lui și pentru că nu acceptă extinderea cimitirului. Vă avertizăm că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional. Bărbatul de 60 de ani este nemulțumit de extinderea cimitirului care ar urma să ocupe, spune el, atât terenuri din domeniul public cât și altele private, printre care și al lui. Iar ca să oprească acest lucru, spune că a discutat în repetate rânduri cu preotul. Pentru a bloca acțiunea de extindere, s-a dus în cimitir cu o sticlă de combustibil și cu bricheta, amenințând că își va da foc. La fața locului au sosit polițiștii, mascații și un echipaj de la detașamentul de pompieri cu o auto specială de stingere. Domnul comandant, dacă aveți norocul să mă legați, eu spun minții, eu nu spun voi. Nu avem probleme. Până la urmă, bărbatul a fost imobilizat și dus la audieri și la spitalul de psihiatrie. Runda a 18-a Ligii a doua va începe sâmbătă și se va încheia marți. Fiindcă la mijlocul acestei săptămâni are loc faza sferturilor de finală a Cupei României și programul acestei etape a Ligii Secunde este ușor modificat. CS Mioveni va evolua în această etapă în deplasare pe terenul liderului Universitatea Craiova. Meciul este programat marți în nocturnă de la ora 19 pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova.
Oltenii vin după remiza de marți de la Chiajna, după un meci în care nu au arătat cine știe ce, formația alb-albastră fiind în scădere de formă după începutul furibund de campionat. De partea cealaltă, nici CS Mioveni nu prea a convins cu jocul său în 2021, deși echipa lui Alexandru Pelici a înregistrat o victorie la Slatina cu 1-0 și o remiză 1-1 acasă cu Comuna Recea, în ambele partide, golurile fiind marcate de Rădescu. Galbenverzii au nevoie de victorie în acest meci, nemai având voie să facă vreun pas greșit până la finalul campionatului, dacă vor să acceadă în play-off. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme predominant frumoasă în județul Argeș, cu temperaturi de până la 18 grade Celsius. În nordul județului, la Nucșoara, avem temperaturi de 10 grade Celsius. La Corb și la Mușătești avem 14-15 grade, iar la Câmpulung se vor înregistra valori de până la 13 grade Celsius. În sudul județului, cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra la Recea și la Râca. Aici vom avea 18 grade Celsius. Iar la Pitești se vor înregistra valori de până la 17 grade. Vreme frumoasă, cu soare, dar și câțiva nori și temperaturi de până la 17 grade avem și în județul Dâmbovița. În nordul județului, temperaturile se vor încadra între 12 și 15 grade la Voinești, iar în sud, maximele ating valori de până la 17 grade. La Târgoviște vom avea valori de până la 16 grade Celsius. La noapte apar câțiva nori la Câmpulung, iar temperaturile se vor încadra între minus 2 grade Celsius și 0 grade. Mâine avem vreme frumoasă la Câmpulung cu soare, nori și temperaturi de până la 13 grade Celsius. De sâmbătă temperaturile scad brusc până la valoare de 4 grade și e posibil să ningă. Duminică, chiar dacă ne bucurăm de câteva raze de soare, temperaturile se mențin destul de scăzute. Acestea nu vor depăși valoarea de 3 grade Celsius. Atât pentru astăzi, eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți în continuare alături de Clar TV. În cadrul obiectivului Mușcelean urmează emisiunea O altfel de istorie cu Mărțișor Ciobanu. Să aveți vizionare plăcută! La revedere!